Salutare tuturor! În fiecare an, la 23 iulie, este sărbătorită Ziua Presei Militare. Este data la care, în anul 1859, a apărut la București prima publicație a Armatei Române, și anume Observatorul Militar, Diuariu Politicu și Scientificu. Problematica militară a constituit o preocupare încă dinainte de apariția publicațiilor cu caracter militar. Astfel se face că prin anul 1789, doctorul Ioan Piuariu Molnar, distins intelectual transilvanean, a avut inițiativa apariției unui săptămânal cu titlul Foaie română pentru econom, în care una dintre rubrici era dedicată știrilor militare. Proiectul nu s-a materializat, însă interesul pentru acest domeniu s-a concretizat în apariția unor broșuri, precum întâmplările războiului francezilor sau scurtă arătare despre luarea Parisului, urmate de relatările din Curierul Românesc, Albina Românească, România sau Propășirea. Prima publicație dedicată exclusiv fenomenului militar românesc a fost Observatorul Militar, seria nouă a acestuia apărând din anul 1994. În 2004 anul, la împlinirea 145 de ani de la înființarea primei publicații militare românești, săptămânalul Observatorul Militar a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler pentru standardele euroatlantice ale mediatizării fenomenului militar. În prezent, trustul de presă al Ministerului Apărării Naționale este continuatorul tradițiilor primului săptămânal militar românesc, observatorul militar, al serviciului fotocinematografic al Armatei Române, al primei emisiuni de radio Ora Ostașului, devenită ulterior Ora Armatei și al primei emisiuni militare de televiziune, de strajă patriei, precursoare a emisiunii Pro Patria.